Salut! Sunt Raul de la Libertate în IT și în acest video îți voi arăta de ce e important să ai un mentor în viața ta personală, profesională, dar mai ales în cea de business, dar și în freelancing, pentru că și freelancingul e o formă de business. Ceea ce o să-ți spunem în următoarele minute te va scuti de ani de zile de timp irosit, de energie irosită, de muncă aiurea și de bani pierduți. Bun, acum poate te întreb ce înseamnă un mentor. Un mentor e o persoană care este unde vrei tu să ajungi sau o persoană care a trecut prin nivelul în care vrei tu să ajungi. Și de fapt ce îți oferă un mentor e o cale corectă, validată, îți spune exact pe ce trebuie să te concentrezi, exact ce trebuie să faci ca să ajungi din punctul în care ești cât mai rapid la rezultat. Dacă te uiți la cei mai de succes oameni din această lume, inclusiv la sportivi de performanță sau la oameni mari de business, o să vezi că toți au mentor, toți au oameni care sunt mai buni decât ei sau care ajută pe diverse aspecte ale vieții lor să atingă succesul mai, mai rapid. Chiar îți recomand, la următoarea conferință de IT sau de business la care particip, să întrebi un om care e foarte de succes sau pe care îl percep ca un om de succes, să-l întrebi cine sunt mentorii lui, cât îi plătește și de cât timp lucrează cu acești oameni. Ideea asta de mentorat, de mentor, practic, se propagă în societatea noastră încă din timpul străvei când aveam acel concept de uh, ucenic la maestru. Asta e forma normală prin care tu poți să transferi cunoștința de la un om la altul prin a merge și a învăța efectiv la cineva care știe uh, arta pe care tu vrei să, să o înveți. Și chiar în ziua de astăzi este incomparabil mai rapid să atingi un rezultat cu ajutorul unei persoane care deja a atins acel rezultat decât să îți tu informația de pe internet sau din cărți sau din cursuri sau din materiale înregistrate informație care poate ți se aplică într-o anumită măsură, dar e posibil să o înțelegi greșit sau să nu execuți exact cum ar trebui să execuți pentru situația ta actuală. Pe lângă chestia asta nu ai feedback. Îți lipsește complet feedback-ul de la o persoană care deja a făcut acei pași și a știe cum să ajungă în acea, în acea situație. Și vorbind de freelancing aici, unde freelancing pe practic uh, un lucru care poate la prima vedere pare ușor, pare ușor de intrat în lumea asta și pare că nu sunt așa multe aspecte, că practic tot lucrezi cu cu un client și acele lucruri, lucru, dar o uh, odată ce intri și treci dincolo de stadiul ăsta în care doar contemplezi și vezi exact câte subtilități se întâmplă în lumea asta, îți dai seama de imensitatea lucrurilor pe care le ai de învățat. Pentru că avem, e vorba aici în freelancing-ul bine făcut de o poziționare bună într-o piață, uh, trebuie să înțelegi cum funcționează lumea asta a freelancing-ului, trebuie să înțelegi cum să comunici, cum să negociezi, cum să te vinzi în fața clientului ca să poți să răzbești, să te ții pe un nivel cât mai înalt uh, de calitate, în la fel cum să, uh, să faci o strategie de a găsi client și într-adevăr, da poți poate poți să cauți câte o carte sau câte un curs, sau câte um, o resursă pentru fiecare din aceste schiluri. Dar asta înseamnă că trebuie să ții cărți pentru, pentru vânzare, trebuie să ții mai multe cărți sau mai multe cursuri pentru doar schilul de vânzare, apoi, doar pentru schilul de comunicare și să sper cumva să citești să treci prin toate materialele astea, să sper să obții exact informația aia care se potrivește pentru freelancing, care se potrivește pentru dinamica dintre client și freelancer, pentru că practic nu toate cărțile de vânzări se potrivesc pentru freelancing. În freelancing nu o să vinzi cum vinzi pe Wall Street sau nu o să comunici cum comunici la un, la un business mai înalt sau la un business to business. O să fie o altă dinamică pe care uh, o să o găsești sau nu în cărți. După aia mai ai și opțiunea asta de a merge pe internet și a căuta fel și fel de părări de la uh, anonim sau mai puțin anonim care știu cum se face freelancing-ul sau cel puțin știu în ghilimele uh, și după aia să filtrezi informația asta, să vezi, bă, e adevărat, nu e adevărat, se aplică în cazul meu, se aplică în industria mea. E practic o tonă de informație prin care trebuie să filtrezi și asta e doar începutul, pentru că chestia asta îți oferă, îți oferă doar cunoștințele. Și cunoștințele nu sunt suficiente, pentru că cel mai important lucru apoi după ce ai cunoștințele e să aplici cunoștințele respective. Exact, să execuți pe ele și să obții rezultate cu acele cunoștințe și din păcate nu o să știi să faci chestia asta dacă nu e cineva care să te ghideze. Adică o să faci o grămadă de greșeli, o să mergi pe căi greșite și o să pierzi tonă de timp aiurea fără să obții rezultate și o, pe lângă chestia asta îți dai și niște răspunsuri emoționale negative, că o să zici că bă, nu funcționează treaba asta, nu pentru mine, am citit atât, am, am încercat toate chestiile pe care le-am găsit și nu funcționează. Sunt anumite skill-uri, cum ar fi aceste skill-uri interpersonale, cum ar fi comunicarea, vânzarea și negocierea, pe care Oricât de mult ai citit tu din cărți și oricât de multe informații ai citit pe internet despre ele, skill care se învață în persoană și care se învață doar dacă primești feedback la situații care sunt foarte subtile și foarte diferite una de cealaltă și niciun caz nu le poți învăța din cărți. Și chiar discutam cu Cristi zilele astea despre skill de vânzare. Toți oamenii de succes pe care știu eu nu cred că vânzarea o poți învăța dintr-o carte. Și asta implică și vânzarea ta personală, adică vânzarea skill-ului tău de freelancer nu o să-l poți învăța dintr-o carte. Acest skill trebuie învățat din interacțiunea cu oamenii, din, din interacțiune sociale și cu oamenii cu care interacționezi și trebuie să, ca să poți să te vinzi corect pe piața de freelancing și ca să poți să fii un freelancer de succes, trebuie să înțelegi în primul rând cum funcționează această piață și cum să îți dezvolți acest skill în direcția de a te mula, de a te, pune ca o piesă de puzzle peste piața aceasta de freelancing. Tu citind despre vânzare și încercând să aplici skill-ul ăsta de vânzare mai apoi în freelancing, după aceea tu nu vei ști niciodată ce ai greșit, ce ai făcut incorrect, pentru că nu va fi nimeni să spună, nu să vină cartea să spună că băi, nu ai aplicat cu adevărat principiul pe care noi ți am spus aici și tocmai aici apare importanța unui mentor, pentru că un mentor poate să se uite peste conversația dar poate să se uite peste discuția ta să spună că băi, aici n-a fost bine. Și sunt lucruri, chiar lucrăm cu clienții noștri și sunt lucruri la care ei niciodată nu s-ar fi gândit că e greșită și probabil ar fi persistat în greșeala aia ani de zile sau poate toată cariera lor, dar numai faptul că primești uh, un feedback de la cineva uh, îți poate schimba traiectoria și abordarea asupra unei discuții, asupra uh, cum pui problema dramatic. E ca și cum ai încerca să înveți engleză fără să auzi engleză în viața ta. Practic citești dintr-o carte cu, cu uh, punctație fonetică acolo și încerci să citești fără să tu să hai barnai cum se, cum se aude limba engleză uh, și să încerci să o înveți pe propriu. Da, și poate că cel mai ușor să observi această diferență între a lucra fără mentor și a lucra cu mentor e la, dacă mergi la sală. Dacă mergi la sală și ai încercat singur să pui mușchi sau să faci ace, acele exerciții și ai, ai investit ceva timp să citești pe internet cum ar fi să le faci corect sau cum, cum trebuie să mănânci, ce nutriție trebuie să ai, o să vezi că ți-a luat foarte mult timp și posibil, probabil că nu ai obținut mari rezultate. În momentul în care îți un antrenor personal pe care îl plătești, probabil îl plătești pe lună mai mult decât ai fi dat tu pe an pe un abonament de sală, obții rezultate într-o lună sau două, obții prime rezultate și vezi că bă, se întâmplă ceva, se mișcă ceva cu organismul meu, omul la știe ce face, omul la mă ține accountable. Și asta e încă un punct de care trebuie să discutăm de accountability, Adică e o chestie în care o persoană care ți o trebuie să te țină accountable, adică trebuie să te țină responsabil că tu o să atingi rezultatul respectiv. Chiar dacă tu poate la jumătatea drumului ai anumite nesiguranțe sau ai anumite vrei să dai înapoi. În momentul în care apar anumite temeri, anumite griji sau anumite dificultăți, pentru că până la urmă să îndeplinești un task anume, să îndeplinești un obiectiv nu e ceva ușor, pentru că atunci toată lumea ar face asta, dar tocmai de asta trebuie să ai pe cineva care să te susțină în drumul respectiv și da, eu simt asta din, din plin cu mentorii pe care eu i-am și care mă ajută pe mai departe și văd asta și în clienții cu care noi lucrăm la Libertate în IT și impactul pe care putem să l avem în viețile lor pentru că practic la finalul zilei lucrurile se transformă în ceva palpabil și faptul că oamenii câștigă timp și câștigă bani și avem efect, clienți care pe, trei ani de zile având venitul de acum salvează 100.000 de euro, 100.000 de euro care practic sunt bani în buzunarul lor în loc să fie bani lăsați pe masă pentru că au ales să investească în ei, au ales să lucreze în a scurta timpul pe care -ar fi, ar fi trebuit să-l depună pe cont ca să ajungă cu semnul întrebării la rezultatul respectiv. Și un ultim punct e că un mentor bun nu o să te menajeze și o să îți spun exact ce greșești, chiar dacă aceste lucruri s-ar putea să atingă egoul, pentru că treci de acest blocaj, de blocajul că tu le știi pe toate, de blocajul că tu ai toate răspunsurile și doar faptul că accepti ajutor de la o persoană care deja a ajuns unde vrei tu să fii, o să te aducă foarte mult în față, față de nivelul de la care ești acum. Dacă vrei să abordezi calea corectă în freelancing și să obții rezultate reale în viața ta, dacă ești dispus să renunți la orgoliu și la blocajele pe care le ai momentan, programează un call de consultanță gratuită cu mine, cu crisi sau cu un expert din echipa mea, dă click pe linkul din descriere, Citește cu atenție informațiile de pe site, completează formularul de aplicare și o să ne auzim la un call de consultanță. Raul și Cristi, salut! Salut, salut!